Ce expoziție și-a avut vernisajul în această seară la Galeria Delta? Expoziția de față, eveniment de altfel amânat de mai mult timp, datorită faptului că el trebuia să se desfășoare în 2015, dar evenimentele care au compus acest an în Galeria Delta au fost atât de multe încât efectiv noi arădenii am amânat și am venit în luna martie. Ne-am bucurat foarte mult că între 1 și 8 martie această expoziție, unde participă 24 de artiste și 20 de artiști, deci domină femeile, este un eveniment deosebit de valoros. Îl închinăm acestei primăveri și lucrările care sunt aici, peste 80 de lucrări la 40 de artiști, cred că arată exact potențialul Aradului în ce privește artele vizuale. Expoziția de față are o simeză construită de către pictorul Onisim Colta, împreună cu mai tinerii noștri colegi, dar lui pot atribui acest spectacol, pentru că este cel care a găsit locul fiecarei opere. Și iată astăzi că evenimentul respectiv a avut o sală plină, au fost foarte mulți vizitatori și, de ce nu, ne-am bucurat foarte mult pentru acest lucru.